chiar trebuie să faci tot efortul, în primul rând să înțelegi ce își dorești. Și ce efort e dispus să facă pentru a ajunge acolo. Iar din momentul ăla, n-ai voie să o mai lași, fără să o ajuți, în tot ceea ce poți, să o alegi. Da? Asta nu poți să stai toată ziua pe capul persoanei respective. Nu, dar tot ceea ce depinde de tine. Că ea să poată să evolueze, să crească, să învețe și așa mai departe, tu să fii acolo. Suportul. Suportul, exact. Suportul ăla de care nu poți să te desprinzi, este esențial. Hai să... și o să vedeți că cam toate, cum le-am zis, principii, da? Se leagă, de fapt, de vorba asta care a început la lui Birbi. Da? Și să începem. Primul principiu. Care spune așa. În tot ce faci, fii un educator, nu un vânzător. Și hai să explic un pic acest lucru. Și o să-mi spuneți, poate, păi dar cum să vând dacă nu... Nu. Și când vii, trebuie să fii un educator. Adică tu trebuie să afli ce are nevoie persoana cu care este învățat. Da? Să încerci să-i oferi din experiența ta, din cunoștințele tale, în așa fel încât el să facă cea mai bună opțiune. Și nu numai să facă cea mai bună opțiune, este ca el, din acel moment, să devină un consumator fidel al produsului ăla. Asta nu va face singur. Dacă tu nu ești un educator. Dacă tu nu vii și îi dai tot ceea ce este nevoie, da? Vedeți diferența. Sau tu te duci la el și vrei neapărat să-i vinzi ceva, sau te duci la el cu mintea deschisă, în așa fel încât să găsești pentru el cea mai bună soluție și el să înțeleagă că e cea mai bună soluție. De ce este foarte important lucrul ăsta? Pentru că dacă te comporți ca un vânzător, e foarte greu să-l fidelizezi. Aproape inclusiv. Dacă te comporți ca un educator, fidelizarea e ușoară. Începi să, de fapt, să ai o relație... Da, e o relație emoțională cu el, vă plăceți, încredere. Nu știu ce, încredere, el va avea curajul să pună mâna pe telefon data viitoare și să zică domnul Maziu, știți, mi-ar mai trebui ceva pentru nu știu ce. Ce mi-ați sfătuit ca să încep? De ce? Pentru că el a văzut că tu nu te-ai dus acolo să iei neapărat bani. Contravaloarea produsului, ci tu te-ai dus acolo să-l ajuți. Că acolo ai fost un educator. Da? Foarte important. Asta-s chestiuni de atitudine, da? Că ești așa sau așa. De altfel, în marketing se spune că profesioniștii sunt educatori, amatorii sunt învățători. Nu? Asta care este. Asta este. Vânzătorii niciodată nu. Vânzătorii, chiar și dacă află, îi se pare că nu e... Sigur că și atitudinea asta funcționează când e vorba de clienți ca la care nu te interesează fidelizarea. Și e un efort mai mare. Da? Dacă îi vând un frigider, când îi mai vând un frigider? Probabil că niciodată. Așa că ce să mă chinuiesc, cum să-i fac? Da, să îl învăț despre... Da? Îl recomand, aflu că am fel de a se cheltuiască și îi vând ceva, dă suma aia, știi? Nu mă închinez. În cazul nostru, e vorba de produse pe care vreau să se întoarcă. Și să cumpere, și să cumpere, și să cumpere, și să cumpere pentru ani, pentru zeci de ani. Da? A doua chestiune. Începeți să vă bazați din ce în ce mai multe instrumente și nu pe abilități. Și slavă Domnului că în urmă avem instrumente și să mai vorbim, avem instrumente, dar nu le folosim chiar cum trebuie și cât ar fi nevoie.
Pentru că avem, am vorbit mai din altă internet și de social media. Sunt și instrumente. Da? Cu tot alarmele acolo. Avem filme, avem prezentări pe internet, avem... Ce nu avem? Avem instrumente grămadă. Avem... Important să le cunoaștem. Sigur, important e ca noi să le știm și apoi să le folosim. De ce e important lucrul ăsta? Vedeți, când nu aveam instrumente, ne bazam pe abilități. Asta nu înseamnă să continuăm să ne abilitățile sunt importante. Dar, haideți să vedem de ce e important lucrul ăsta. Vedeți că asta spune că pe cineva care poate nu e la fel de... nu are chiar așa abilități să construiască ceva, îl putem învăța să folosească instrumente. Care sunt ușor de folosit. Nu trebuie să aibă abilități de vânzare. Nu trebuie să aibă abilități de, nu știu ce, mare comunicator. Dacă învață să folosească instrumentele, poate să facă o afacere de marketing. Adică e multiplicabil. În momentul în care muți centrul de greutate de la abilități la instrumente, în acel moment face afacerea extrem de multiplicabilă. Accese și la cei care nu... E cuantificabilă, e cuantificabilă. Și cuantificabilă, sigur. Foarte important. Asta nu înseamnă că la abilități lucrăm. Și aici aș vrea să fac totuși o precizare. Pentru lideri, abilitățile sunt necesare. De fapt, pentru toată lumea sunt necesare. Dar nu mai, coeficientul de greutate nu mai punem acolo. Nu? Foarte multă vreme când nu aveam instrumente, nu? Ne bazam pe abilități, pe cum reușea cineva să vorbească, să iasă în fața oamenilor, să zică, să nu știu ce, să se deplaseze, să... O grămadă de abilități. Acum? Doar click. Partea asta, dar cred, pentru lideri, foarte important. Și pentru ceilalți e important să intre într-un proces de creștere a abilității. Dar nu mai contăm pe ele. Mi se pare important că accesez la cei care îți spuneau, eu nu pot să fiu ca tine. Exact. Nu mai există chestia asta. Nu mai există. Sunt niște instrumente. Clic, clic. Hai. Și învăț cum să faci. Vin lângă tine, faci de câteva ori până ai învățat da, toate tehnologiile care sunt și nu-s grele, sunt simple, sunt la orice mai poate învăța. Adică toate obiecțiile la care ne rogam, cele mai multe dintre ele nu mai au obiect. Când nu te bazezi pe abilități. Eu de nu știu câte ori am întâlnit oameni care ziceau, aș face, dar nu știu să vând. Nu îmi place să vând. Ea zicea că nu-i place să vând. Noroc că Ben a știut să pune o problemă. Și a spus, nu-ți place să vin? Nici o problemă, nu vin. După aia am văzut că de fapt nu e... I-am învățat să vând pentru că mi-era foarte clar că nu poți să ai organizație fără ca tu să înveți să faci niște lucruri. Că nu poți să promovezi ceva pentru că o faceți voi ce nu fac eu. Așa am tras de mine, într-o primă fază am cumpărat o sală greu ca să fac volumul, să fac sufla de puncte, am citit în carte, doamne, ești vânzător de asigurări, dețin la trease asigurări până te statul și să vrei să faci la altul. Să nu mai să vrei, am de 10 asigurări pentru tine. Atunci am înțeles că, ok, eu nu pot să vând, eu nu știu să vând, eu nu știu ce. Dar am zis, ok, dar eu cum o să învăț organizația să vândă? Că sigur vor fi statistici oameni care o să dorească să vând. Și am zis, ok, trebuie să înveți. Și atunci am început să pun întrebări pe asta înainte. Mi-am întrebat prietenele, asta a fost mare mele vânzări. Care e suprafața care o curăță cel mai greu în bucătărie? Cuptorul, aragazul, frisa, pota. Bun, te interesează o soluție? Cum să nu? Mi-aș putea ușura munca. Bineînțeles. Și asta a fost mare mele încercări. După care am văzut că a vinde înseamnă a te vinde pe tine și m-am liniștit. De abia atunci am început să... A fost o mare lucră. Să te aia de puncte la început. Doamne. După care lucrurile, cum să zic, acum are un număr de clienți, fideli? Am niște clienți foarte
pe care am format-o practic din acasă la mine și mă întreabă, ai plusul ăsta? Da, de aici. Nici măcar nu mai merge. Nici măcar nu... Vin, vin la... Ei, ține-i simt în jur, v-am... Vin la magazin cu ăsta. Dar fizic m-am timp de m-am întâmplat, adică... Pentru că... Dar de 200 puncte am. Da. Pentru client. Pentru client. Rândul crește. Nu, al treilea nu principiu. Nu m-am întrebat, sunt cu mine. Nu. Deja am făcut asta. Aici, iarăși, fiecare se poziționează așa cum, acum, așa cum îi se pare mai normal pentru el. Până la urmă, înțeleg, asta este un business pe care, sigur, trebuie să-l faci să se potrivească pentru tine și are avantajul că nu e patul propus. Da? Nu zice, ia atât și tăie în picioarele, că mai, da, că ți-a mai rămas ceva pe afară. Nu, este un business în care mai ești patul, adică nu, da? Nu e neapărat, tu trebuie să, la o slujbă așa e. La slujbă e patul propus. Acolo e ori ești așa? Așa, ori nu ești. Adică nu există, păi știi, hai să, aici la slujbă să fie cum zic eu. Nu există așa. La tine acasă e cum ești. La tine acasă s-ar putea să fie. Dacă nu ești înturat. Al treilea lucru care se leagă de... Al treilea principiu care se leagă de principiul 2. Mă, care cunoaștem de 20 ani ca să-și la asta cu poată de la... Faceți vizibile abilitățile voastre de utilizare a instrumentului. Foarte important. Deci la asta când ai dat instrumente, de la punctul 3, la asta de la decizi, decide-te ce, nu? Da, deci te decizi de fapt ce instrumente vrei să folosești. Foarte important. Și asta o știți că și când n-aveam instrumente, era foarte important să fii văzut prezent în plan, să fii văzut cum stai de vorbă cu cineva, să fii văzut cum nu știu ce. Aia însemna că te făceai vizibil în utilizarea instrumentelor care le aveam atunci. Tabla și... Da? Cu tabla era foarte important. Foarte. Și acum este la fel de important, doar că acum avem multe instrumente și e foarte ușor să le faci vizibil că le folosești. Cât de ușor este ca partenerii tăi să vadă că tu postezi pe Facebook. E banal, exact, un click să duce și vede ce faci. Și acolo nu vede postare de două luni. A, el mi-a zis să folosesc asta, de el n-a făcut. A făcut pe Instagram. Sau pe Instagram. Sau pe blog, că ai mai pus ceva. Sau... E foarte ușor să, ca el, ca să-i arăți și el să urmărească că ceea ce ai propus tu lui, tu faci. Asta face iarăși lucrurile multiplicabile. Asta iarăși este o săgeată spre multiplicabilitate. Da, da. Nu? Deci nu este doar important să folosești tu instrumentele, ci să fie și vizibil. Dar, repet, în acest moment e foarte ușor să fie vizibil. Da? Că vă aduceți aminte că noi când am început, vedem tot zicea. Când vă duceți voi și arătați planul la cineva, mai luați pe cineva cu voi să vadă cum faceți. El te îndemna, de fapt, să fie vizibil cum folosești tu instrumentele în momentul respectiv, nu? Cum folosești tu tabla, pixul, cum faci menținerea legăturii, cum stai de vorbă cu un client. El mereu zicea, când te duci și nu știu ce, ia pe cineva. Mi se părea ciudat, trebuie să recunosc. Dar ce se mai deranjează și pe ăla? Și el nu știe. Nu. El trebuie să te vadă pe tine. Pentru că tu ești cel care îi recomanzi niște lucruri. Mai ales dacă lucrai în adâncimea lui. În plus, el mai vede ceva. Exact. El, de exemplu, el vede efectiv cum cum? Faci tu. În detaliu, cum faci tu. Nu? Patru. Atunci când vi
discutați, indiferent că e vorba de produse, că este vorba de afaceri sau că e vorba de altceva, subliniați nu numai calitățile, ci și cum îndepărtezi neajunsuri. Și o să... Da? Deci, nu numai calități, ci și cum îndepărtezi neajunsuri pe care le ai. Nu neapărat vis-a-vis de produsul lor. Da? Și hai să dau un exemplu. Dacă vreți, și prin, așa cum am început cu calculele, da? De fapt, eu v-am arătat cum îndepărtăm niște neajunsuri financiare. Da? Acolo nu am fixat o sumă pe care neapărat trebuie să o faci. Dar am discutat despre faptul că, făcând anumite lucruri, tu poți să intri într-o zonă negativă. Da? De exemplu, vorbesc despre business. Nu e rău să vorbesc de faptul că, în momentul în care am business, am alt regim de taxe și impozite. Da? Cât e impozitul ăsta? Ca și angajat? Ca angajat, la asta. În total vreo 40%. Vreo 40%, da? Pe care statul ți ia, nici nu-i vezi. Nici n-ajungi să-i vezi. Ea să duc la asta. După care, de fapt, îți mai ia. Pentru că te vreau, când tu te duci pe aia la mare, tu zici, păi gata, mi-a luat 40%. Ne. Te duci și-ți cumperi făină. Te duci și-ți cumperi orice. O haină, da? Te duci și-ți iei un tricou. 19% ți-a mai luat statul încă o dată. Da? Te vreau. Da? Mai e taxa pe care o pune, de fapt, celui care vinde, că și el plătește niște taxe. De unde credeți că ăla plătește taxele? Unde sprinse taxele? În preț. În prețul produsului. Cine îl plătește? Noi. Totul care îl cumpere, da? Deci la stat se duc nu 40% aia, se duc vreo 60 și ceva. Hai să nu intrăm în detalii. Foarte bine. Când ai afacere? Deci mai rog. Păi foarte bine. Acolo impozitarea este foarte bună. E brut de vreo. Și cu ce ajuns a fost. Da? Poți să plătești o parte, în plus, de exemplu, în momentul în care ești de exemplu, un alt de exemplu astfel de avantaj când ești partener este că nu plătești adăus comercial. Da? Deci dacă te duci la magazinul de vizabil, plătești adăus comercial. Ei de la mine, nu plătești adăus comercial. Un alt avantaj. Intră în aceeași zonă, da? Deci nu subliniez numai cantități, adică vorbesc de faptul că uite ce grozav e că câștigi atât sau că produsul ăla face aia și face aia. Deci vorbești de niște lucruri negative de care scapă. Da? Tot Albala mi-a vorbit pe tema asta și de Vitegă. Care ne spunea, subliniați și lucrurile alea de care, pe care oamenii le înțeleg, dacă îi le explici, și care el va înțelege că sunt, de fapt, mult mai multe avantaje decât doar faptul că ai niște produse ecologice și așa mai departe. Da. Așa, sigur. Cinci. Făceți din social media o pântie puternică generatoare de prospecții. De prospecții interesanți. Sau, mai bine zis, interesați. Da? Deci faceți din social media o pârghie puternică care să genereze prospecții interesați. Cuvântul interesați e... Calificați, da? Da? Exact ce vorbeam mai devreme. De care să, la capătul pâniei, să fie prospecți care sunt interesați. Repet, nu toți o să... Așa, dar deja
majoritatea va fi... Da. Am așa. Punctul de sprijin e suma pe care îl fixăm. Dar dacă nu vrei să faci ceva, nu faci. 6. Fiți lipiți. Aici apare următorul scap. Ce? 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 Ce poți să fiți? Din următor. Păi, hai să vedem. De tot ce înseamnă training-uri, seminarii, educație, mentor. Deci fiți lipiți de tot ce înseamnă training-uri, seminarii, educație, de tot ce înseamnă cărți și tot ce înseamnă partea asta și de mentor. Am ajuns și la. Nu neapărat îndrumătorul tău va fi mentorul tău. Poate nu vă potriviți, poate nu are mai multă experiență decât tine. Gândiți-vă că tu ești nou și îndrum foarte repede 5 persoane. Pe experiența ta și a lor, tu ai experiență cu 2 zile mai mult. Și atunci interesul tău este să stai tu lipit de îndrumătorul tău, de mentorul tău, deci de cineva cu mai multă experiență și să-l rogi. Da? Și să-l rogi să îi ajute și pe cei pe care tu, cu care tu ai început să lucrezi. Dar trebuie să stai lipit, asta e foarte important. Nu există training pe care să-l sapi. E bun, nu e bun, nu contează, trebuie să fie acolo. Nu există seminar la care să-l treci. Nu există aspect în educație pe care să nu-l parcurgi. Aici mai rog mi-aduc aminte de o chestie și care... El săracul avea dreptate. Cum îl cheamă? Răzvan, Răzvan Drecu. Da. Care un moment dat era la nu știu cărtea, cartea lui Maxwell. Că Maxwell are... Are și multe cărți. Nici nu mai știu câte cărți are. Da. Și aveam un sistem la cărți de Maxwell și la un moment dat Răzvan zice... Și am luat-o și pasta. Zice, ce zice și la alte? Însă știți care este diferența? Răspunsul lui Bill care este? Răspunsul este de tipul următor. Bine, la Bill Britt lucrurile erau cam de felul următor. Că era, a fost cineva care zice, ce am fost la Bill Britt? L-am văzut odată. Mi-a plăcut. Bine a zis. M-am mai dus o dată la o conferință a lui Bill Britt. Zice, i-a zis tot aia. Și m-am dus și a treia oară. A zis tot aia. Bine, baza e aceeași, că n-a existat. Iar îndrumătorul lui i-a spus, zice, vezi, de-aia trebuie să-l vii de 3 ori, pentru că ai fost odată. Faptul că tu zici că e tot aia, înseamnă că tu încă n-ai înțeles ce a zis. Tu trebuie să mai vii încă de câteva ori ca să înțelegi ce a zis și nu mă o să înțelegi. Începi să aplici. Și în momentul în care începi să aplici, o să descoperi că de fapt el n-a zis la același lucru. Dar de atunci descoperi acele chestii care, de fapt, îți dai seama... Bine, începi să aplici, că ai foarte multe întrebări. Da. Și asta mi-a luat aminte de David Taylor, când știți că era el încă la început și era cu Dexter Yeager. Și erau până la 3 dimineața și Dexter Yeager nu mai termina. Secretul? Da. Și să vă spun secretul. Și până la 3 noaptea, în sfârșit, zice, și acum vă simt secretul. Și zice, în sfârșit, zice, m-am trezit așa, zice, eram în business office, zice, i-am dat un corul lor, zice, acum scrie și tu repede, că nu au două ureche. Așa era, că era cu o ureche de la sport, era cu părnele. Zice, vezi ce zice, scrie tot. Și zice, just do it.